Rampele de acces în unele dintre cele mai frecventate clădiri din Târgu Jiu lipsesc cu desăvârșire sau sunt absolut inutile. Despre ce este vorba, aflați imediat. O carmangerie din Gorj a fost închisă pentru 30 de zile, iar un laborator de patiserie a primit 10.000 de lei amendă. Ce nereguli au găsit inspectorii mai târziu în jurnal. Și tot atunci discutăm și despre gorjanul Andrei Dragu, care a plecat de la Viitorul Târgu Jiu, tocmai la Botoșani. În România, statul te protejează mai mult pe hârtie și în declarații. Dacă ar fi să ne uităm la fapte și nu la vorbe, situația stă cu totul diferit și de fiecare dată se găsește câte o scuză. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Teodora Tomescu și vă prezint știrile Gorj TV. Sunt tot ca noi, însă au nevoie de minime facilități pentru a se mișca mai ușor. Vorbim despre persoanele cu dizabilități, care de multe ori sunt uitate atunci când vine vorba despre accesul în incinta unor clădiri. Rampele special destinate lor lipsesc cu desăvârșire în unele situații, iar în altele sunt amplasate în bătaie de joc. Și trecerile de pietoni au devenit o cursă cu obstacole. Rampele pentru scaunele cu rotile sunt planuri înclinate ce țin loc de trepte pentru trecerile de nivel. Acestea dau utilizatorilor de scaune cu rotile și celor cu dificultăți de mers posibilitatea de a trece mai ușor de diferențele de nivel. Cu toate că legislația în vigoare prevede facilitarea accesului pentru persoanele cu dizabilități, doar în centrul municipiului Târgu Jiu se regăsesc zeci de clădiri ce nu dispun de o asemenea rampă. Mai rău este că sunt situații unde există o cale de acces pentru cărucioare, dar este practic inaccesibilă. Rampa începe chiar din scară, ceea ce face aproape imposibilă utilizarea ei de către un om aflat în scaun cu rotile. Dificultatea urcării rampei este văzută cu ochiul liber, chiar și de către cei care nu au nevoie de ea. Am o părere proastă. Cine a fost cu proiectul nu s-a descurcat bine. Pentru că, având o scară cu trepte acolo, nu putea să fie această rampă de urcat exact în cea cu trepte. Deci, în principiu, nu e utilizabilă. O altă astfel de platformă se află la intrarea într-o unitate bancară. Unghiul drept, care se formează la începutul platformei, îngreunează virajul pe care trebuie să-l execute o persoană cu dizabilități dacă își dorește să facă o operațiune bancară. O altă bancă din centrul orașului nu dispune de rampă de acces la intrarea principală. La intrarea secundară însă există o platformă, însă tot degeaba. Ultimele două trepte până la intrarea în clădire nu pot fi urcate de un cărucior. În fața unei alte sucursale bancare există o rampă de acces, însă până acolo oamenii mai au de urcat trei trepte fără nicio facilitate. În ceea ce privește instituțiile statului, la Direcția Județeană de Cultură, rampa de acces nu numai că este inutilă, ci chiar periculoasă. O porțiune din tabla ce o acoperă este ruptă, iar pentru urcarea cu un scaun cu rotile este nevoie de multă adrenalină. Repararea acesteia este cu adevărat necesară, iar de aceeași părere sunt și trecătorii. Ce părere aveți despre ea? Păi că trebuie remediată. Pe elevație trebuie montată din nou grese sau faianță. Are aspect urât și este centrul orașului. La prefectura Gorj, rampa nu este una aspectoasă. Vopseaua roșie este îmbinată cu cea galbenă, însă nu din viziunea vreunui artist. Rugina își face deja simțită prezența pe balustradă și să sperăm că nu se va răni nimeni în bucata de fier desprinsă. Platforma ar fi accesibilă, însă doar dacă nu ar exista vreo mașină care să blocheze accesul unui cărucior. Și betonul de pe rampă arată exact ca un drum de țară pietruit. La serviciul Pașapoarte, rampa lipsește cu desăvârșire și mai rău este că scările sunt abrupte, așadar nicio șansă ca un om aflat în scaun cu rotile să ajungă să-și facă pașaport. În schimb, peisajul este împodobit de un scaun și un frigider vechi, expus probabil pentru programul Rabla. Nici trecerile de pietoni nu sunt mai ușoare. Unele, aflate chiar în centrul orașului, sunt o adevărată cursă cu obstacole. Bordurile frumos vopsite trebuie urcate de cărucioare sau ocolite, în cel mai bun caz. Așadar, persoanele cu dizabilități sunt uitate, în ciuda faptului că autoritățile se laudă că se află în atenția lor. Dacă nici măcar accesul în incinta unor clădiri nu le este facilitat, cum am mai putea spera la un alt ajutor din partea celor care ar trebui să-i ocrotească neîncetat? Odată cu solstițiul de vară, sezonul estival și-a intrat în drepturi depline. Meteorologii anunță cod roșu de caniculă în vestul țării, iar în Gorj va fi cod portocaliu. Temperaturile extreme se vor ridica până la 41 de grade Celsius la umbră, iar autoritățile au emis câteva recomandări pentru protejarea sănătății populației.
Codul galben de caniculă se va transforma în gorj în cod portocaliu începând cu ziua de mâine. Vestul țării este sub cod roșu, iar temperaturile extreme se vor ridica până la 41 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi accentuat, iar la soare, temperatura resimțită va fi mult mai mare. Autoritățile fac apel la cetățeni să respecte câteva reguli pentru a-și proteja sănătatea. În spațiile deschise, deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții ori seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând mersul cu repausul. Totodată, este indicată evitarea aglomerației, expunerea la soare sau efortul fizic intens între orele 11 și 18. Vestimentația trebuie și ea să fie adaptată temperaturilor extreme. Se recomandă purtarea hainelor de bumbac, subțiri și lejere și deschise la culoare. Nu trebuie să lipsească pălăriile și ochelarii de soare. Lichidele sunt și ele foarte importante. Trebuie consumați 2 litri de lichide, nu prea reci și în principal apă, sucuri naturale sau ceaiuri călduțe. Băuturile ce conțin cofeină sau zahăr și alimente cu conținut sporit de grăsimi ar trebui evitate. Copiii și animalele de companie nu trebuie să rămână în autoturisme expuse la soare, mai ales fără supraveghere. În spațiile închise, pentru a evita creșterea temperaturii în interior, este necesară limitarea utilizării aparatelor electrocasnice, aluminiilor artificiale și a surselor de căldură. Este recomandat ca ferestrele expuse la soare să fie acoperite și mai ales închise atunci când temperatura exterioară este mai mare decât cea din spațiul închis. Ventilatoarele nu trebuie utilizate dacă temperatura a depășit 32 de grade Celsius. Nici aerul condiționat nu trebuie folosit excesiv. Temperatura acestuia trebuie reglată la maximum 5 grade Celsius sub temperatura exterioară. Încăperile vor fi aerisite fie dimineața, fie seara târziu. Este important de precizat faptul că în perioadele caniculare crește riscul de incendiu din cauza uscăciunii și a temperaturilor ridicate. Nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt. De asemenea, nu aruncați la întâmplare resturile de țigări și nu lăsați în interiorul autoturismelor expuse la soare recipiente sub presiune, precum brichete sau atomizoare. Atenționările meteorologice sunt valabile joi și vineri, iar mercurul în termometre va urca în anumite zone până aproape de recordul absolut al perioadei. În orașele aglomerate, la nivelul solului se pot adăuga chiar 10-15 grade Celsius. Așadar, temperatura resimțită va fi cu mult mai mare de 40 de grade. De-a lungul istoriei, ANM a emis doar câteva coduri roșii de caniculă la nivelul României. Recordul absolut al temperaturilor extreme în România a fost înregistrat în august 1951, 44,5 grade Celsius în județul Brăila. Neregulile din domeniul alimentar sunt din ce în ce mai frecvente, iar controlele efectuate de autoritățile abilitate în acest sens se lasă de multe ori cu amenzi ustrătoare și chiar cu suspendarea activității. Este și cazul unei carmangerii din Gorj, care are la dispoziție 30 de zile să-și rezolve problemele constatate de inspectorii de SVSA. Pentru unii operatori economici, se pare că profitul este prioritar în fața sănătății consumatorilor. Mai multe societăți au fost amendate de inspectorii de SVSA Gorj, în principal din cauza igienei spațiilor care lasă de dorit. Săptămâna trecută, autoritățile au efectuat peste 100 de controle, din care 3 s-au lăsat cu amenzi usturătoare, iar o carmangerie a fost închisă pentru 30 de zile. Unitatea care a primit ordonanța de suspendare a activității avea mai multe probleme în ceea ce privește curățenia. Plafonul acestea avea infiltrații și chiar exfolieri, iar pavimentul era puternic degradat și sistemul de iluminat era neconform, fiind neprotejat împotriva împrăștierii cioburilor. Carmangeria are la dispoziție o lună de zile să se pună la punct, iar, dacă totul va fi în regulă, inspectorii ar putea ridica restricția. O amendă usturătoare în valoare de 10.000 de lei a fost aplicată la un laborator de cofetărie-patiserie. Tot curățenia a fost principala problemă identificată de inspectorii de SVSA. Laboratorul avea aceeași problemă ca și carmangeria în ceea ce privește plafonul, însă, în plus, aparatura frigorifică era plină de depuneri de gheață și impurități. Mai mult, glafurile ferestrelor prezentau depuneri de impurități minerale și praf. Aceeași sumă a primit-o și un magazin de legume și fructe care, pe lângă curățenia deficitară, avea probleme și cu depozitarea produselor alimentare. Se pare că produsele neconforme erau depozitate în același spațiu frigorific cu cele destinate comercializării, așadar magazinul trebuie să plătească 10.000 de lei amendă. O sancțiune ceva mai mică a primit un alt aprozar. Acesta comercializa legume și fructe într-un spațiu neînregistrat sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor. Valoarea amenzii se ridică la 1.200 de lei. Unitățile sancționate sunt din Bălteni și Târgu Jiu, iar controlele inspectorilor de SVSA vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea toxinfecțiilor alimentare și a răspândirii pestei porcine africane.
O nouă expoziție este găzduită în această perioadă de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Este cea de-a 20-a pe care centrul a organizat-o în acest an, iar în cadrul acesteia vor fi prezentate costume populare românești. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizează în această perioadă expoziția cu numărul 20. În cadrul acesteia vor fi prezentate costume populare românești, iar expoziția este una eveniment. Ceea ce se prezintă acolo semnifică atât o valoare cât și o simbolistică deosebită. Desenele sunt realizate în anii 30 de către Gheorghe Tăzălăuanu, un cercetător și folclorist de valoare a României. Acestea sunt făcute după gravuri ce datează de la mijlocul secolului al XIX-lea. Vestimentația prezentată aparține celor trei mari provincii românești de pe vremea când portul popular nu era purtat doar la zi de sărbătoare, ci era îmbrăcămintea de zi cu zi a românilor. Sunt exponate care prezintă valori ale costumului popular românesc și aici mă refer la toate provinciile românești, la toate cele trei provincii românești mari, Valahia, Moldova și Transilvania, care foarte, foarte important și subliniez acest lucru, prezintă costumul popular românesc într-o perioadă de totală înflorire a sa, când costumul popular nu era doar costum de sărbătoare, cum se întâmplă în ziua de astăzi, ci reprezenta, pe de o parte, veșmintele zilnice, pe de altă parte, reprezenta doza aceea de încântare a celor care purtau costumul popular. La acea vreme, costumul popular reprezenta vestimentația de sărbătoare pregătită de fete ce intra în concurs cu cea făcută de alte comunități, fie învecinate, fie mai îndepărtate. Centrul invită la expoziție pe toți cei care iubesc portul popular românesc și nu numai. Va rămâne sala Florin Isuf aproximativ o săptămână, iar apoi o parte dintre fotografii vor fi expuse la Cerneți, în județul Mehedinți. O expoziție la care invităm pe toți cei care îndrăgesc costumul popular românesc. Va rămâne cel puțin o săptămână deschisă această expoziție. În paralel, mai pregătim, pentru că toți suntem în anul istoric Tudor Vladimirescu, când sărbătorim bicentenarul conducătorului Revoluției de la 1821, pregătim la Cerneți o expoziție în care vom duce o parte dintre fotografiile expoziției aflate în momentul acesta în sala noastră de evenimente, încercând în felul acesta să refacem drumul lui Tudor Vladimirescu prin Gorj. De data aceasta, la Cerneți, locul în care Tudor Vladimirescu a poposit o perioadă lungă de vreme și în care, fără îndoială, împreună cu autoritățile culturale din Mehedinți, încercăm să aducem un omagiu conducătorului. În perioada următoare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj va organiza și alte evenimente, în special dedicate bicentenarului Tudor Vladimirescu. Ciuda riscurilor și a dezavantajelor muncii fără forme legale, se pare că atât angajatorii cât și lucrătorii acceptă serviciile fără contract de muncă. Deși amenda pentru fiecare lucrător neangajat se ridică la 20.000 de lei în fiecare săptămână, sunt identificate astfel de cazuri de muncă la negru. În urma controalelor efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, 36 de amenzi contravenționale au fost aplicate într-un interval de numai o săptămână. Valoarea acestora se ridică la aproape 2 miliarde de lei vechi, iar în paralel au fost aplicate și peste 170 de măsuri obligatorii în sarcina angajatorilor sancționați, dar și 3 avertismente. În perioada 14-18 iunie 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat un număr total de 52 de controale, care au vizat atât relațiile de muncă, cât și securitatea, sănătatea în muncă, fiind aplicate 36 de amenzi contravenționale în cuantum de 189.000 de lei, 177 de măsuri obligatorii în sarcina angajatorilor sancționați și 3 avertismente.
Din cele peste 50 de verificări ale inspectorilor în decursul a 5 zile, 3 cazuri de muncă la negru au fost depistate. 2 dintre ele sunt din comuna Săcelu. Lucrătorii munceau la o societate cu domeniu de activitate întreținerea și repararea autovehiculelor. Patronul firmei respective a fost sancționat de către serviciul control muncă nedeclarată cu câte 20.000 de lei pentru fiecare muncitor fără forme legale, așadar are de plătit acum 40.000 de lei. Un alt caz de muncă la negru a fost depistat în orașul Rovinari. Angajatorul funcționează în domeniul construcțiilor, iar pe unul dintre șantiere folosea o persoană pentru care nu încheiase în prealabil un contract individual de muncă. 20.000 de lei trebuie să scoată acum operatorul economic din buzunar pentru a plăti sancțiunea dată de ITM Gorj. Munca nedeclarată implică un job nesigur cu perspective pe termen scurt, fără posibilități de progres profesional. Salariile sunt mult mai mici decât cele de pe piața muncii și mai ales fără protecție socială. Efectele negative pentru cei care prestează activitatea nedeclarată se manifestă inclusiv în poziția economico-socială precară în comparație cu salariații angajați cu forme legale. Mai mult decât atât, conform codului muncii, prestarea activității de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 de lei și angajatorul se expune unor riscuri prin folosirea lucrătorilor fără contract. Pe lângă amenda usturătoare pe care o poate primi, acesta nu poate avea un control legal asupra salariatului său. Nu beneficiază nici de subvenții din partea statului pentru angajarea anumitor categorii de persoane. Mai mult, persoanele angajate fără forme legale pot produce pagube la locul de muncă fără a putea fi trase la răspundere civil sau penal. ACS Viitorul Târgu Jiu s-a reunit pentru a relua antrenamentele pentru noul sezon. Clubul nu a anunțat încă lotul sau programul de pregătire. Se știe că mai mulți dintre jucătorii de la baza de la ACS Viitorul Târgu Jiu au refuzat prelungirea contractelor și au semnat deja cu alte echipe din prima ligă. Echipa patronată de Nicolae Sarcină i-a oferit o nouă înțelegere pentru jucătorul de 21 de ani Andrei Dragu, însă nu a acceptat oferta gorjenilor. Probabil că Viitorul Pandurii a urmărit semnarea unui alt contract pentru a obține bani în vară de pe urma lui, doar că fotbalistul a vrut să-și decidă singur viitorul, fără să depindă de un acord actual între echipe. Andrei Dragu nu va mai continua la Pandurii Târgu Jiu și după acest campionat de Liga a doua. Unul dintre cei mai buni tineri din Divizia a doua a fost vizat de mai multe cluburi, dar în cele din urmă a dat curs unei propuneri din Liga 1. Conform Liga2.ro, au aflat că jucătorul și FC Botoșani s-au înțeles. Andrei Dragu avea clauză de 1 milion de euro, dar FC Botoșani l-au luat din postura jucătorului aflat în ultimele 6 luni, iar contractul a fost deja semnat. După o serie de negocieri și un acord verbal al lui Dragu, în cele din urmă s-au parafat și actele între cele două părți. Născut în Târgu Jiu, fost junior al echipei Pandurii Târgu Jiu, unde a făcut primii pași în fotbal, Andrei Dragu a evoluat în 30 de meciuri pentru Viitorul Pandurii în acest sezon și a marcat 3 goluri. Fotbalistul de bandă juca pentru Viitorul Pandurii Târgu Jiu de la începutul lui 2018, când a fost luat de la Luceafărul Oradea. Cei de la Viitorul Târgu Jiu l-au convins până acum pe fundașul dreapta Alin Buleică, 30 de ani, să rămână în continuare la Târgu Jiu. Alin Buleică a anunțat că și-a prelungit contractul cu ACS Viitorul Târgu Jiu. Jucătorul a dus sezonul trecut de la Turis, după ce echipa s-a desființat, speră ca noua echipă să se bată și în noul sezon la play-off. Am semnat prelungirea contractului cu încă 2 sezoane. Mă bucur că am ajuns la o înțelegere și că am continuitate la Viitorul Târgu Jiu. Sper să mai vină jucători și să facem o echipă bună și să ne batem și în acest sezon la play-off și, de ce nu, la promovare, a spus Alin Buleică pentru Liga2.ro. Alin Buleică a jucat în 11 meciuri pentru Turis Oltul și tot în 11 pentru ACS Viitorul Târgu Jiu, după ce echipa din Teleorman s-a desființat în pauza de iarnă. Până acum, Viitorul Pandurii a mai pierdut mulți jucători importanți. În afară de Andrei Dragu, de la Gorjeni au mai plecat Marius Ciocoiu, care s-a înțeles cu Academica Clinceni, Darius Buia, prezentat la Petrolul, Andrei Sin, la echipa Academica Clinceni și Denis Rusu a fost prezent la reunirea a Universității Craiova. 66 de cazuri de infectare au fost raportate astăzi la nivel național. Nici decesele nu au mai fost numeroase. 11 oameni au pierdut lupta cu boala în ultimele 24 de ore. La nivelul județului Gorj nu a mai fost înregistrat niciun test pozitiv. România a efectuat în ultimele 24 de ore un număr de 32.589 de teste, iar dintre acestea 66 au avut rezultat pozitiv. Rata de pozitivare se pare că în continuare se menține scăzută, astăzi ajungând la 0,20%. Numărul deceselor COVID-19 a scăzut și el, astăzi fiind raportați doar 11 români care au pierdut lupta cu boala. Și la terapie intensivă observăm o ușoară scădere a numărului de internări. Sub 150 de forme severe au fost raportate. Mai exact, 141 de pacienți
se află în stare gravă la ATI. Până în prezent, pe teritoriul României, aproape 1,1 milioane de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. La nivelul județului Gorj, astăzi nu a mai fost raportat niciun caz de infectare cu noul coronavirus. Din fericire, nu a fost înregistrat niciun deces din cauza COVID-19 și doar un pacient se mai află în stare gravă la ATI. De la începutul pandemiei, 9209 persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj. 8756 de gorjeni s-au vindecat, iar 451 au decedat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1000 de locuitori, calculat de către direcțiile de sănătate publică, județul Gorj înregistrează 0,01 la 1000, fiind aproape cea mai mică rată de infectare. Se pare că Hunedoara este singurul județ care nu a mai înregistrat nicio îmbolnăvire în ultimele 14 zile. Media națională a coeficientului de infectare se ridică la 0,07 la 1000. La polul opus, cea mai mare rată de infectare este la nivelul județului Prahova, cu 0,15 la 1000, urmat de Alba cu 0,12 cazuri raportate la 1000 de locuitori. Cea mai bună rată a șomajului de la începutul anului și până în prezent. Cu asta se poate lăuda Gorjul, fiind totodată pe primul loc la nivel regional. Mai mult decât atât, peste 500 de locuri de muncă sunt disponibile la această oră, iar cei care angajează șomeri din anumite categorii primesc bani de la stat. Despre toate acestea și multe altele am discutat astăzi cu directorul AJOFM Gorj, Romeo Chiriac. Interviul pe RARG, imediat după o foarte scurtă pauză. Bună ziua, domnule director! Ne aflăm astăzi în biroul dumneavoastră. Discutăm despre rata șomajului la nivelul județului Gorj. Cum mai este față de luna trecută și față de aceeași perioadă anului trecut? Bine ați venit! Da, într-adevăr, avem la ora actuală avem o rată a șomajului de 3,28%. Este o rată a șomajului foarte mică în comparație cu cea înregistrată în anii trecuți, să zic. Această rată a șomajului s-a situat mereu sub 4%. Acum, deci cea înregistrată acum, deci cea de 3,28%, este cea mai mică din cele înregistrate de la începutul anului și până în prezent. Avem 4.432 de șomeri, din care 1.642 sunt șomeri indemnizați și 2.790 sunt șomeri neindemnizați. Practic, dacă e să vedem așa ca și evoluție în ultimul an, am pornit în luna mai, deci în aceeași perioadă anului trecut, la sfârșitul lunii mai 2020, am avut cea mai mică rată a șomajului înregistrată în ultimii 20 de ani. Am avut 2,67%, corespunzătoare unui număr de 3.612 șomeri, cu toate că era pandemia chiar în floare, această rată a șomajului s-a menținut foarte mică datorită măsurilor pe care și facilităților pe care le-am acordat ca și instituție angajatorilor. Se știe, cu șomajul tehnic, cu suportarea unei părți din salariu, este aproape jumătate, deci 41,5% l-am suportat din bugetul asigurărilor pentru șomaj și celelalte facilități cu subvenții pe care le-am încheiat. Numai anul trecut vreau să vă spun că am încheiat 1623 de convenții de subvenționare a locurilor de muncă. Deci, practic, 1623 de persoane au avut locul de muncă subvenționat cu diverse sume, 2250 de lei în principal, lunar, timp de 12 luni, ceea ce a contat foarte mult și a ajutat pe angajatori să nu concedieze și să aibă o stabilitate pe locurile de muncă vacante. Dacă e să privim la nivel național, rata șomajului înregistrată la ora actuală este de 3,16%. Județele care au ponderea cea mai mare sunt Vaslui cu 7,54%, Doljul cu 6,54% și Telorman cu 6,36%. Asta ca să facem așa ca un top primele trei locuri. Iar noi suntem pe un loc 23, deci stăm foarte bine. Iar la nivel regional, rata șomajului este de 4,95%. Primul loc e ocupat de Dolj cu 6,54%, Mehedințu 5,90%,
Oltu 5,41% și Vâlcea 3,52%. Deci, practic, avem cea mai mică rată a șomajului din regiunea sud-vest Oltenia. Subvențiile de care au beneficiat anul trecut angajatorii gorjeni vor mai fi și anul acesta? Ce pot accesa? Deci, deocamdată, noi am încheiat convenții, 199 de convenții de subvenționare a locurilor de muncă pe un proiect pe care îl implementează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și implicit la nivelul județului Gorj o implementăm noi, prin care, din fonduri europene, bineînțeles, prin programul operațional Capital Uman, subvenționând cu 2250 de lei lunar, timp de 12 luni, 142 de persoane, foști șomeri cu vârsta peste 45 de ani, o persoană unic susținătoare a familiilor monoparentale, 48 de tineri niți, 5 absolvenți și 3 persoane cu dizabilități. În continuare, noi primim cereri, cu toate că nu putem să mai încheiem convenții datorită bugetului, dar și anul trecut, vreau să vă spun că bugetul ne-a venit rectificat spre sfârșitul lunii august și am reușit până în luna noiembrie să venim la zi cu absolut toate convențiile. Și anul acesta, deci din discuțiile pe care le-am purtat cu conducerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, se depun niște proiecte la Ministerul Fondurilor Europene, proiecte care vor fi implementate de noi la nivelul județului Gorj și eu sper că în perioada următoare, nu pot să spun exact când, dar în perioada următoare vom începe să încheiem convenții, primim cereri, le înregistrăm la secretariatul instituției și în momentul în care vom avea bugetul necesar, fie din bugetul asigurărilor pentru șomaj, fie pe fonduri europene, cu siguranță le vom onora la plată, vom încheia mai întâi convențiile de subvenționare, îi vom invita pe reprezentanții angajatorilor să vină să încheiem convențiile, urmând să le onorăm la plată. Deci, în perioada următoare, eu zic că vom rezolva această problemă. Nu pot să spun exact începând cu ce dată, dar așa cum și anul trecut și în anii trecuți. În momentul în care ne-a venit bugetul, ne-am mobilizat împreună cu colegii, am făcut un plan de bătaie ca să îi rezolvăm foarte repede pe absolut toți care au solicitat aceste subvenții și, bineînțeles, le vom onora în ordinea în care au fost depuse la secretariatul instituției. Știm că și absolvenții sunt așteptați la sediul instituției. Au venit până acum? Da, până în prezent au venit aproximativ 20 de absolvenți. Noi îi așteptăm în continuare, practic în perioada 4 iunie-27 iulie, deci în 60 de zile de la absolvire, trebuie să, obligatoriu pentru a putea beneficia ulterior de indemnizație de șomaj dacă nu urmează o formă de învățământ superior, să se prezinte cu un prim dosar la sediul agenției, un dosar care practic constă în buletinul sau cartea de identitate și actul de studii pe care îl emite instituția de învățământ sau adeverința pe care o emite. Cu aceste două documente se prezintă, îi înregistrăm ca persoane în căutarea unui loc de muncă, iar ulterior, dacă nu urmează o formă de învățământ superior, rămân și pot să beneficieze de indemnizație de șomaj. Deci să devină șomeri cu statut de șomer indemnizat, urmând să beneficieze timp de 6 luni de o indemnizație de 250 de lei. Ceea ce este foarte important de menționat este faptul că, și trebuie să știe, că dacă în perioada celor 60 de zile de la absolvire își vor găsi un loc de muncă, fie cu sprijinul nostru, fie că își vor găsi singuri, pot să beneficieze de o primă de inserție de 1500 de lei, plătibilă în două tranșe. O tranșă de 750 de lei după angajare și încă o tranșă de 750 de lei după un an de zile de la angajare. Dacă nu își găsesc un loc de muncă,
că după cele 60 de zile vor veni cu al doilea dosar, care practic sunt aceleași documente. În rest, nu trebuie să mai vină cu adeverință de la finanțe sau cu adeverință medicală de la medicul de familie. Nu, fiindcă acestea le vom obține noi din sistemul informatic, cele de la finanțe, iar pentru partea de medicală cu starea de sănătate vor da o declarație pe proprie răspundere pe care și-o asumă. Dacă angajatorii optează pentru a lucra cu un absolvent 2021, vor primi vreo subvenție de la stat, un ajutor? Da, se încadrează exact pe ceea ce discutam anterior. Noi primim cererile la secretariatul instituției și în momentul în care vom avea buget, fie din bugetul asigurărilor pentru șomaj, fie din, pe anumite proiecte pe care Agenția Națională le scrie și le depune la Ministerul Fondurilor Europene, noi îi vom invita pe angajatori, vom semna convențiile de subvenționare, urmând să le plătim timp de 12 luni 2250 lei. Mulți tineri aleg să plece din județul Gorj pentru că, spun ei, nu sunt locuri de muncă. Ce vreau e să vă întreb, câte locuri de muncă sunt vacante în acest moment la AJFM? Păi, pentru astăzi avem 550 de locuri de muncă vacante. Se știe, noi în fiecare dimineață actualizăm lista cu locurile de muncă vacante. Pe meserii, deci cele mai multe ar fi pentru agent de securitate, pentru bucătari, electrician, întreținere și reparații, faianțar, fierar betonist, instalator apă canal, lăcătuș mecanic, lucrător în comerț, lucrător gestionar, operator la mașini unelte cu comandă numerică, operator la mașini unelte semi-automate și automate, ospătari, șoferi, sunt foarte multe locuri, tâmplari, zidar, zugrav, sudor, pentru muncitori necalificați, iar sunt foarte multe locuri, iar din aceste 550 de locuri de muncă vacante, 19 sunt pentru cei cu studii superioare și aici m-aș referi la inginer automatist, inginer autovehicule rutiere, inginer construcții civile, industriale și agricole, inginer construcții hidrotehnice, inginer construcții în instalații, inginer industrie alimentară, inginer mecanic, inginer petrolist, medic veterinar și consilier economic. Persoanele care nu dispun de o calificare au o oportunitate la AJFM? Da, pentru cei care nu au un loc de muncă, fie că au statut de șomer indemnizat sau de șomer neindemnizat, pot să urmeze programe de formare profesională prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, gratuit. Bineînțeles că noi avem un plan de formare foarte bine structurat și vreau să vă spun că stăm poate printre suntem printre primele județe din țară, stăm foarte bine la implementarea programului de formare profesională. Avem până în prezent organizate 13 cursuri la care am cuprins 337 de persoane, 306 fiind șomeri indemnizați și 30 șomeri neindemnizați. Avem și o persoană cu plată cuprinsă la curs. Avem practic planul realizat până în prezent în proporție de 67% din total an și în proporție de 162% aferent perioadei 1 ianuarie până la 31 mai. Cursuri am organizat pentru agent de securitate, bucătar, brutar, comunicare în limba engleză, comunicare în limba germană, lucrători în comerț, operatori, introducere, validare, prelucrare date, sudor, inspector resurse umane, zidar, pietrar, tencuitor. Avem cuprinse la aceste programe și persoane care fac parte din grupuri țintă cu acces mai dificil pe piața muncii și aici mă refer la două persoane de etnie romă și 174 de persoane cu domiciliu în mediul rural. În continuare vom cuprinde și persoane cu dizabilități la cursuri. În fiecare an am avut cuprinse tineri post-instituționalizați, persoane eliberate din detenție. De asemenea, pentru perioada imediat următoare vom forma grupe și pentru agent de securitate, dulgher, tâmplar, parchetar,
ospătar, chelner, vânzător în alimentație. Am început recent un curs de manicură, pedicură. Vom organiza cursuri și am discutat deja și cu primarii din Turburea, din Bustuchin, de la Târgu Cărbunești, de la Motru, de la Rovinari, unde vrem să practic să organizăm și să le oferim șansa persoanelor ca să nu se mai deplaseze neapărat să participe la programe de formare profesională în Târgu Jiu. Deci să le oferim posibilitatea să participe la programe de formare profesională în localitatea de domiciliu, la Roșia de Amaradia, de asemenea la Novaci am discutat, la Polovragi, unde intenționăm să cuprindem la programele de formare profesională persoane care beneficiază de venitul minim garantat. Aceste concluzii le-am tras după acea caravană pe care am desfășurat-o în decursul lunii februarie și am identificat persoane care doreau să participe la programe de formare profesională în localitățile respective și cred că acolo vom merge pe ideea de a organiza cursuri pentru îngrijitori spații verzi, fiindcă au nevoie chiar la primărie, în cadrul orelor pe care trebuie să le presteze pentru a putea beneficia de venitul minim garantat, să desfășoare activități utile comunității. Care este agenda dumneavoastră de lucru pe săptămâna viitoare? Știu că aveți ceva întâlniri. Da, săptămâna viitoare voi participa la o întâlnire cu doamna ministru Raluca Turcan, cu președinta Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, doamna Maria Mareș, la Slatina, unde vom participa la o vizită, în primul rând la o societate comercială, apoi se organizează o bursă a locurilor de muncă, o întâlnire cu angajatorii și apoi discuții libere cu cei care facem parte din sistem și suntem în subordinea sau sub autoritatea ministerului. De fapt, întâlnire pe care cu siguranță o vom organiza și la Târgu Jiu. Deja am lansat invitația doamnei președintă să facă demersuri pe lângă minister, pe lângă doamna ministru și funcție de posibilități, funcție de timpul disponibil, vom avea o întâlnire, chiar am și stabilit, în sala de conferințe a instituției, cu participarea doamnei ministru, a doamnei președintă, câțiva directori de agenții din județele apropiate Gorjului și cu participarea angajatorilor, fiindcă doamna ministru chiar vrea să ia pulsul și să discute problemele cu care se confruntă angajatorii pentru a lua măsuri și eventual a se mai face niște modificări legislative pentru a-i sprijini cât mai mult. În ceea ce privește plățile efectuate de AJFM Gorj, cum stăm la acest capitol? Noi cu plățile suntem la zi, din toate punctele de vedere, deci chiar am mai avut și mai avem plăți pentru șomajul tehnic. De asemenea, convențiile pe care le avem în derulare le onorăm la plată, fără niciun fel de problemă. Și ce mai vroiam să completez, ceea ce era foarte important din punct de vedere al formării profesionale, vreau să vă spun că avem deja 126 de absolvenți, foști șomeri, absolvenți de cursuri de formare profesională, deci care după susținerea examenului de absolvire deja și-au găsit un loc de muncă, majoritatea în la locurile de muncă unde și-au desfășurat activitatea de instruire practică din cadrul cursurilor, ceea ce spune destul de mult despre utilitatea acestor cursuri de formare profesională, fiindcă până la urmă le oferă șansa de a dobândi noi competențe și a-și găsi mult mai rapid un loc de muncă. Deci, practic, avem, până în prezent, avem planul de ocupare în urma formării profesionale realizat deja în proporție de 55%,
iar aferent perioadei 1 ianuarie 31 mai în proporție de 131%. Deci chiar ne mișcăm și chiar pot să mă mândresc cu colegii de realizările pe care le avem, atât din punct de vedere al programului de formare profesională, dar și din punct de vedere al programului de ocupare. Fiindcă vreau să vă spun, pe programul de ocupare avem încadrate până în prezent 2092 de persoane, 869 cu domiciliu în mediul urban și 1223 cu domiciliu în mediul rural, fiind încheiate 1748 de contracte de muncă pe perioadă nedeterminată și 344 de contracte pe perioadă determinată. În continuare am încheiat și am oferit prime șomerilor care s-au încadrat. Pe de o parte, 52 de prime de activare pentru șomerii neindemnizați care erau în evidențele noastre de cel puțin 30 de zile și s-au încadrat pe o perioadă mai mare de 3 luni, primă care este de 1000 de lei. De asemenea, completarea veniturilor salariale pentru 101 foști șomeri indemnizați care s-au încadrat și pe lângă salariul pe care îl obțin de la angajatori, mai obțin în baza cererii depuse la agenție din bugetul asigurărilor pentru șomaj de 30% din indemnizația de șomaj pe care ar fi luat-o dacă ar fi rămas în șomaj, deci pentru perioada care ar mai fi beneficiat de șomaj. Și nu în ultimul rând, am acordat 9 prime de relocare șomerilor care și-au găsit un loc de muncă la peste 50 de kilometri și ca urmare acestui fapt și-au schimbat domiciliu sau reședința și beneficiază de această primă de relocare, ce este de 75% din cheltuielile cu chiria, utilitățile, dar nu mai mult de 900 de lei lunar și se acordă pe o perioadă de 3 ani de zile, 36 de luni. Ce mesaj aveți să le transmiteți gorjenilor? Eu le transmit să aibă încredere în noi. La noi este deschidere totală, ați văzut întotdeauna. Colegii mei fac eforturi de a rezolva absolut toate solicitările. La mine ușa este deschisă în permanență. Dacă cumva apare vreo sincopă, nu mă supăr și chiar mă bucur dacă vine cineva să-mi semnaleze o anumită disfuncționalitate, dar cu indiferent ce ar fi, deci împreună cu colegii am făcut și facem toate eforturile pentru a le rezolva problemele. Atât șomerilor să-și găsească un loc de muncă, să beneficieze de facilități din partea instituției, dar și angajatorilor care se adresează nouă, fie pentru diverse probleme, comunicări de locuri de muncă vacante, subvenționarea locurilor de muncă. Deci am fost deschiși și suntem deschiși și practic suntem în sprijinul cetățenilor. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Și eu vă mulțumesc. Mult succes. Și vă mai așteptăm pe aici. Se anunță vreme extremă în Gorj. Care vor fi temperaturile, aflăm imediat. Soarele va străluci, iar temperaturile vor urca până la 35 de grade Celsius, spre după amiază minima în jurul valorii de 20 de grade Celsius. În Târgu Jiu, vremea va fi caniculară în prima parte a zilei, iar maxima zilei se va ridica până la 35 de grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile nu vor crește mai mult de 20 de grade. În Motru se anunță soare arzător, iar temperatura se va ridica până la 35 de grade, ceea ce înseamnă că este mult mai cald decât astăzi. Noaptea, cerul va fi noros, minima fiind de 20 de grade Celsius. În Bejiu, temperaturile vor reuși să treacă de 35 de grade Celsius, iar în mare parte a zilei cerul rămâne însorit, iar minima va fi de 20 de grade. În Novaci, temperaturile pe timpul nopții nu vor urca mai mult de 20 de grade Celsius. În timpul zilei, soarele va străluci cu putere în prima parte a zilei, iar în a doua parte a zilei vremea va fi caniculară, iar disconfortul termic va fi în creștere, temperaturile maxime ajungând până la 35 de grade Celsius. În Rovinari, vremea va fi caldă și frumoasă, iar maxima va fi de 35 de grade. Noaptea, cerul va fi senin, iar minima va urca până la 20 de grade.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile Gorj TV. Urmează În Interes Public, unde invitat este Eftimie Popescu, directorul Parcului Industrial Sadu, iar de la ora 21, Gabriel George, administratorul public din Padeș, vine la dialog deschis. Noi ne revedem și mâine de la ora 18 cu principalele evenimente ale zilei. Să aveți o seară minunată!